Tinerii mehedințeni care doresc să urmeze cursurile Politehnicii din Timișoara vor avea parte de cursuri gratuite pentru admitere. Reprezentanții Politehnicii Timișorene au anunțat că vin în sprijinul elevilor atât pentru pregătirea bacalaureatului, cât și pentru admiterea în învățământul superior. Astfel, pe site-ul universității va fi postată o culegere de probleme de matematică pentru examenul de admitere 2021. Reprezentanții Universității Politehnica Timișoara au anunțat că oferă sprijin gratuit elevilor care intenționează să susțină aici admiterea la facultate. Într-o postare, aceștia le explică tinerilor ce au de făcut. Suntem alături de tine cu lecții de matematică pe care le organizăm în fiecare sâmbătă, începând cu ora 10, în perioada 27 februarie-5 iunie 2021, online, pe Zoom și live, pe pagina oficială a Universității Politehnica Timișoara. Lecțiile vor putea fi urmărite online pe pagina de Facebook a Universității Politehnica Timișoara. Andrei Panait este un tânăr severinean care a studiat Politehnica din Timișoara. Acesta spune că studiile la această universitate l-au ajutat mult să-și dezvolte abilitățile pentru cariera pe care și-a ales-o. Nu ai cum să nu găsești oameni faini printre ei. Și na, nu ai cum să nu legi niște relații faine cu niște oameni faini. Aici mi-am legat o grămadă de prietenii, aici mi-am pus bazele în jobul pe care l-am acum. Și mi-am pus bazele efectiv în orașul ăsta, în Timișoara. Cursurile gratuite pentru admitere se vor desfășura până în data de 5 iunie 2021 și pot fi urmărite pe pagina de Facebook a universității.